Bună seara! Sunt Primo Laurențiu și începând din această seară vă prezint Actualitatea Românească. Actualitatea Românească este o emisiune ce își propune să vă prezinte în fiecare zi știrile ultimelor 24 de ore, însoțite de o analiză pertinentă, logică, de bun simț, astfel încât dumneavoastră, telespectatorul, să vă puteți face o idee clară, o idee obiectivă, raportat la ceea ce se întâmplă în țară și în lume în general. Prin Meritocrația TV și Actualitatea Românească veți avea posibilitatea ca începând de astăzi să auziți știrile explicate în așa fel încât să nu mai fiți manipulați. Nici de Voiculescu, nici de Ghiță, nici de Blaga, nici de Udrea, nici de Ponta, nici de Băsescu, nici de nimeni. Știrile vă vor fi prezentate așa cum sunt ele. Reci, curate, obiective și explicate prin prisma mai multor factori. Voi face tot posibilul ca știrile pe care vi le voi prezenta să fie cele mai importante și cât se poate de bine argumentate și explicate logic. Aștept cu mare interes și punctul dumneavoastră de vedere, eventual dacă aveți recomandări, sfaturi, opinii transmise pe adresa noastră de e-mail pe care o găsiți pe contact. Voi trece acum direct în subiect și vă voi prezenta știrile cele mai importante ale ultimelor 24 de ore. Cea mai importantă știre, după părerea mea, este faptul că protestele continuă și astăzi pentru a patra zi consecutiv, atât în București cât și în cele mai mari orașe din țară, proteste legate de proiectul Roșia Montană, proiectul de lege pe care l-a înaintat guvernul Ponta în Parlament. Prin acest proiect de lege, guvernul Ponta încearcă să ofere companiei Gold Corporation minereurile de aur din Munții Apuseni în niște condiții total defavorabile României și poporului român. Sigur că da, există mari controverse legate de acest fapt. Sigur că da, televiziunile aservite, care au luat bani mulți de tot pe reclamă și pe promovarea acestui proiect, fac tot posibilul ca poporul să fie păcălit, manipulat, astfel încât cei de la Gold Corporation să reușească să pună în sfârșit mâna pe această bogăție a României. Eu îmi propun nu să militez pentru sau contra exploatării minereurilor de aur de la Roșia Montană. Eu îmi propun, pe scurt, acum în 5 minute, să vă spun care ar putea fi motivele pro și contra, total obiectiv. Motivele pro sunt cele expuse la nesfârșit, cu obstinență, pe toate posturile TV. 1000 de locuri de muncă, 6% redevență. Ce înseamnă, de fapt, aceste avantaje pentru România și pentru poporul român? Înseamnă că noi avem o bogăție de aproximativ 100 de miliarde de euro, să zicem, estimat, a zăcămintelor, nu numai de aur, de la Roșia Montană, și dacă noi, poporul român, am exploata în mod profesionist, cu manageri performanți, într-un sistem meritocrat, aceste zăcăminte, dacă am folosit toți banii și toate resursele în folosul poporului, noi românii am fi mai bogați cu 100 de miliarde de euro. Asta înseamnă foarte mult. Ce înseamnă că dăm aceste zăcăminte în exploatare Roșiei Montana Gold Corporation? Înseamnă că doar 6 miliarde din 100 ne vor reveni nouă, iar restul le vor reveni lor, adică unei corporații în spatele căreia nici măcar nu știm cine este, iar noi românii vom rămâne cu buza umflată. Adică ne vom da ceea ce este al nostru, astfel încât ei să ne dea înapoi după anul 6%. Ci că e un business bun, așa spun conducătorii noștri, așa ne învață Ponta, că e un mare business ăsta. Așa ne încearcă să ne convingă și Băsescu, de ani de zile, că mamă, ce mare business și ce mare
fericire pe poporul român să-și dea aproape gratis bogățiile naturii. Bun. 6%. Judecați, dragi români. E bun, 6%. E suficient? Dacă sunteți mulțumiți, atunci spuneți da pentru proiectul Roșia Montană. Ia să vedem cum stăm cu locurile de muncă. Ne amenință cei de la Roșia Montană Gold Corporation cu marele bine pe care ni le vor face, creând aproape 1000 de locuri de muncă. Este foarte mult de discutat pe această temă. 1000 de locuri de muncă înseamnă mai nimic într-o țară cu 20 de milioane de locuitori. Mai mult, țineți cont că dintre cele 1000 de locuri de muncă, probabil că doar puțin peste jumătate vor reveni muncitorilor români. Mai mult de atât, locurile de muncă pentru români vor fi cele mai prost plătite, cele necalificate, cele care nu vor aduce plus valoare nici comunității, nici acestei țări. Specialiștii, managerii, directorii, inginerii vor fi toți străini, ei vor lua caimacul, ei vor lua câștigurile uriașe și ei vor fi cei ce vor profita de pe urma acestor locuri de muncă ce se vor crea la Roșia Montană. Dar să zicem că 500 de locuri de muncă prost plătite vor fi pentru români. Păi vă întreb eu, oameni buni, atât de valoroase sunt aceste 500 de locuri de muncă încât să renunțăm la miliarde de euro care ar putea intra la bugetul statului fiind exploatat acest zăcământ de către statul român? Este oare ceva, este un capăt de țară, este binefacerea mondială, universală, 500 de locuri de muncă, când numai la Olt-Chim statul român își permite să piardă mii de locuri de muncă? Statul român își permite chiar astăzi să concedieze numai la Poșta Română 3600 de oameni. 3600 de oameni concediază statul cu nonșalanță, cu dezinvoltură, de la poștă. De ce? Pentru că au fost incapabili să facă un management corect, performant al acestei instituții. Deci, pe de o parte, dăm cu piciorul la mii de locuri de muncă în România, fără să ne pese, fără să ne doară, fără să facem niciun caz, dar facem un caz enorm pentru 500 de locuri de muncă la Roșia Montană, prost plătite și în schimbul cărora plătim de fapt peste 90 de miliarde de euro. Astea au fost argumentele pro ale guvernanților și ale președintelui lobist Traian Băsescu. Să vedem care ar fi argumentele contra. Argumentele contra sunt următoarele. Distrugerea mediului în acea zonă de exploatare. Asta este indubitabil. Riscuri enorme, decopertare, riscuri de cianuri. Pe deasupra, se estimează că aceste cheltuieli de mentenanță ale bazinelor de cianuri, care vor fi făcute după ce Roșia Montană Gold Corporation își va înceta exploatarea și va înceta să mai existe, aceste cheltuieli de mentenanță vor fi uriașe. Asta înseamnă că ce câștigăm pe pere, vom da pe mere. Pentru că după ce Roșia Montană Gold Corporation va reuși să-și termine treaba și să-și facă profiturile în România, bineînțeles că ei nu vor mai avea niciun interes să existe ca să aibă cheltuieli doar, adică doar ca să întrețină barajele de cianuri și ca să asigure mentenanța acestor zăcăminte. Și atunci, cine va suporta cheltuielile de întreținere și de conservare a mediului? Noi românii. S-ar putea și este foarte probabil ca aceste cheltuieli de protecție a mediului ce vor urma după terminarea exploatării să fie mult mai mari decât câștigul de 6% din redevențe. Un alt factor care, din punctul meu de vedere, ar trebui să însemne un nu hotărât pentru Roșia Montană este faptul că noi, poporul român, nu vom beneficia aproape deloc de pe urma acestei exploatări. Este aurul nostru, iar noi tot ceea ce vom câștiga din redevențe se va duce după aceea pe cheltuieli pentru conservarea mediului, iar acea așa zisă participație de 25% a statului român
la Roșia Montană Gold Corporation este doar o amăgire. Eu vă garantez, ca om de afaceri, că într-o astfel de afacere, Roșia Montană Gold Corporation nu va avea niciun profit. Roșia Montană Gold Corporation, această companie, nu are interesul de a avea profit. Ei vor face în așa fel încât tot profitul să fie sub formă mascată trimis în offshore-uri, acolo unde nu vor avea de plătit impozite, iar compania românească Roșia Montană Gold Corporation, la care statul român ar putea avea 25% participație, va încasa 25% din profitul zero, adică nu va încasa nimic. Așa că statul român va rămâne cu redevențe de 6% și ulterior cu cheltuieli uriașe de reamenajări și de menținere și de conservare a mediului. Ăsta este marele business Roșia Montană Gold Corporation. Asta este exploatarea pe care vor să vi-o bage pe gât cu abitații Băsescu și Ponta. Trecem la subiectul 2, care se leagă oarecum de primul subiect, de prima știre. A doua știre este faptul că Băsescu a făcut următoarea declarație ieri, în cursul zilei de ieri. Nu declanșez acum referendum privind Roșia Montană. De acum sunt neutru. Auziți, fraților, Traian Băsescu nu mai este pro-Roșia Montană, nu și-ar mai da o mână ca acest proiect să se pună în practică, nu mai este mare fan al proiectului, ci este neutru. Aveți în față o mostră extraordinară de oportunism politic din partea președintelui țării. Cum a văzut că nu mai dă bine la electorat, cum a văzut că ies tinerii în stradă și protestează, brusc a devenit neutru. Brusc nu mai e interesat de Roșia Montană. Aș vrea să-l întreb pe domnul Traian Băsescu ce treabă avea dânsul cu Roșia Montană până acum. Nu știu să intre în atribuțiile șefului de stat astfel de probleme. Șeful statului nu are nicio atribuție în acest domeniu, nu trebuie să aibă și mai ales nu trebuie să-și dea cu părerea în astfel de chestiuni. Pentru că atunci când o face, înseamnă că face trafic de influență. Înseamnă că este lobby, așa zisul lobby din Statele Unite, numai că în Statele Unite acest trafic de influență este legiferat. Și cel ce îl face plătește impozit pe banii pe care i-a luat în schimbul acestui serviciu, iar în România, noi, din surse oficiale, nu știm ca domnul Traian Băsescu să fi plătit vreun impozit pe care a luat ca să promoveze acest proiect. Veți spune, poate nu a luat. Păi, fraților, dacă n-a luat niciun ban, de ce o face? Pentru că de orice poți să-l învinovățești sau să-l bănuiești pe domnul Traian Băsescu, dar numai despre acțiuni dezinteresate nu poți să-l bănuiești. Nu-l văd pe Traian Băsescu niciodată făcând ceva dezinteresat. Păi, hoțul neprins, negustor cinstit. Chiar dacă Ponta zice că Băsescu a luat. Dar ce ne facem cu Ponta? Despre care și Băsescu spune că a luat. Ponta pe care l-am văzut pe toate posturile de televiziune, cu fața aceea de om vinovat, spășit, spunând că el n-a luat bani, dar la felul cum o spunea, răzbătea prin toți porii că a luat. Vinovăția lui nu putea fi ascunsă nici de fața lui de vulpoi și ret. Era evident că se simte vinovat. Pentru orice psiholog, fața lui ar fi spus, iată un om care se simte cu conștiința murdară. Și cum ar putea fi altfel? Un om care promovează proiectul, care aduce modificări legilor, care face orice posibil pentru ca acest proiect să ajungă în Parlament, și când ajunge în Parlament, vine și spune că el va vota împotrivă atunci când vede reacția maselor și protestele din stradă. Domnule Ponta, răul este deja făcut. Degeaba dumneavoastră o să votați împotrivă în Parlament dacă toți colegii dumneavoastră vor lua servietele precum au luat parlamentarii pe vremea votării proiectului Petrom OMV. Degeaba unul ca dumneavoastră nu va mai lua servieta. Și apoi ce ar însemna o servietă pentru dumneavoastră? La cât ați muncit pentru proiectul acesta?
ce ar însemna o biată servietă pentru dumneavoastră? Sigur că e dezinteresantă și n-aveți de ce să votați în Parlament. Dar colegii dumneavoastră din Parlament, lăutarii, sportivii, mafioții, interlopii, colegii dumneavoastră de Parlament, pentru ei servieta aia contează. Ei își vor scoate ceva din banii pe care i-a investit în campania electorală. Ei o vor lua. Și atunci în Parlament vom vedea un vot majoritar pro-Roșia Montană. Sigur că da, în felul ăsta am păcat și barza și capra. Veți spune, eu am fost împotrivă, dar se va și realiza proiectul, iar dumneavoastră veți trăi cu conștiința împăcată că n-ați luat banii degeaba, că v-ați făcut treaba pentru care ați fost plătit. Iată, dragi români, care este realitatea legat de Roșia Montană Gold Corporation și de ceea ce aveți dumneavoastră, poporul român, de câștigat în urma acestei afaceri. Da, în România vor intra bani mulți. Vor intra banii de șpăgi pentru Traian Băsescu, pentru Victor Ponta și pentru parlamentarii care vor vota acest proiect de lege. Trecem la o nouă știre. A treia știre de astăzi este următoarea. Parchetul cere aviz Senatului și președinției în cazul lui Varujan Vosganian și Adrian Videanu. DIICOT îi acuză pe cei doi de subminarea economiei naționale. Potrivit direcției, prejudiciul adus RomGaz este de 130 de milioane de dolari. Pentru mulți dintre dumneavoastră, această cifră, dragi telespectatori, nu spune mare lucru. Dumneavoastră nu puteți înțelege ce înseamnă 130 de milioane de dolari. N-ați avut niciodată de a face cu astfel de sume. Este o sumă uriașă cu care s-ar putea face foarte multe în România. Vă dau un singur exemplu. Un kilometru de autostradă costă într-o țară cu șpagă mică la guvernanți în jurul a 3 milioane de dolari. Costă 30 de milioane, s-ar putea face 40 de kilometri de autostradă. Gândiți-vă că în România s-au făcut în ultimii ani, Bechtel a făcut vreo 50 de kilometri și a luat peste 1,5 miliarde de dolari. Sunt bani foarte mulți. Cum și-au permis Varujan Vosganian și Adrian Videanu să facă așa ceva? Păi e simplu, am să vă explic cam cum este mecanismul acestor fără de legi. Cum se poate realiza această subminare a economiei naționale cu zâmbetul pe buze? Vine afaceristul român, mogulul român, și spune: am nevoie pentru fabrica mea de gaz ca să pot produce îngrășăminte chimice competitive, adică ca să le pot vinde și ca să distrug concurența. Bun, tu, ministrul economiei, vei spune: da, avem aici două aspecte. Un aspect, dacă eu îți dau ție gaz la preț foarte mic, înseamnă să iau bani de la popor sau să încarc factura de gaze a poporului și să câștigi tu banii aia, să ți-i dau ție. Adică iau 130 de milioane de la popor încărcându-le factura de gaz și ăștia ți-i dau ție. Aparent greșit. De ce aparent? Pentru că în realitate și pro și contra. Care ar fi argumentele pro? Păi da, dar Interagro dă de lucru la muncitori. Dă de lucru la 2000 de oameni care lucrează în combinatul chimic. România exportă după aceea aceste îngrășăminte chimice. România și așa are industria la pământ. Măcar în acest fel stimulăm industria românească, ajutăm industria românească, ajutăm capitalul românesc, păstrăm locurile de muncă, nu plătim șomaj, încasăm CASE și așa mai departe. Sigur că da, există argumente și pro și contra. Eu nu spun că este o măsură bună sau rea. Sigur că da, există ca în toate cele în lumea asta și în această măsură și bine și rău. Este bine să subvenționezi industria românească și cu atât mai mult cu cât este capital românesc. Da, e de discutat dacă a fost un gest inspirat, bine argumentat din punct de vedere economic sau nu. Părerea mea este că ar putea fi găsite și lucruri pozitive în acest lucru. Ce este de discutat este altceva. Au făcut acești doi miniștri gestul respectiv
au luat decizia aceea de a oferi acest discount firmei Interagro. Așa i-au zis, discount. De fapt, este un preț subvenționat pe care l-au acordat firmei Interagro. Au făcut-o dezinteresat sau au făcut-o interesat? Acum eu vă spun o chestie. Strict personală, subiectiv. Mă îndoiesc că domnul Videanu, fiind în postura de a decide, da, îi dau sau nu îi dau lui Interagro 130 de milioane cadou, ce fac? Păi am argumente și pro și contra. Sunt și argumente logice să-i dau, sunt și să nu-i dau. Păi și atunci cine decide? Păi eu sunt în mare dubiu, să-i dau sau să nu-i dau. De-aia să vorbim un pic cu domnul proprietar al firmei Interagro. Eu așa îl văd pe Videanu. Și vorbesc. Și stenogramele spun, interceptarea convorbirilor telefonice, spun că au discutat. S-au întâlnit și au discutat ca frații, ca mari prieteni. Păi dacă eu am argumente și pro și contra, dar Interagro mă ajută să iau decizia de a oferi acest avantaj firmei românești, păi sigur că va înclina balanța definitiv. Așa că, domnule Videanu, oriunde este vorba de bani și mai ales de bani mulți, pe dumneavoastră niciodată nu o să vă bănuiesc de dezinteres. Și niciodată nu o să bănuiesc că ați luat o decizie conform intereselor României, fără să conteze și interesele dumneavoastră personale. Iar averea uriașă pe care ați strâns-o, cred că dovedește că argumentele mele și gândurile mele subiective au un fundament foarte serios. Cât despre domnul Varujan Vosganian, vreau să vă spun un singur lucru. Pe el chiar îl cred în stare să fi luat o decizie greșită, pentru că nu este capabil să ia decizii bune. Domnul Vosganian chiar este în situația în care poate fi bănuit de prostie, de incompetență. De ce? Domnul Varujan Vosganian, imediat după luarea puterii de către USL, în luna ianuarie, ne amenința pe toate posturile de televiziune că să vedeți ce o să facă el de va renaște industria românească. Să vedeți cum va face el o industrie românească cum nu s-a mai văzut. Și ne-a amenințat în ianuarie, ne-a amenințat în februarie, în martie. Eu tot așteptam, eu eram bucuros. Eu militez întotdeauna la toate emisiunile, cu toate luările de cuvânt, că România are nevoie de industrie și de capital românesc. Și nu mă aude nimeni. Am zis, fii atent că Varujan m-a ascultat. S-a uitat cu siguranță la una din emisiunile mele și și-a zis, da bă, ăsta are dreptate, avem nevoie de industrie, de industrie românească. Și așteptam să văd cum o va face. Cum va renaște industria românească sub aripa ocrotitoare a lui Varujan. E, am aflat după vreo 4 luni. A venit Varujan și ne-a luminat. Industria românească, zice Varujan, va fi relansată prin privatizare și lichidare. Oameni buni, am crezut că n-aud bine. Deci și puțina industrie care mai este sub formă de capital românesc, vrem să o privatizăm și în cele mai multe cazuri, cum s-a dovedit în ultimii 23 de ani, să o dăm la fiare vechi? Asta înseamnă industrializare, în opinia domnului Varujan Vosganian. Așa că, domnule Vosganian, pe dumneavoastră nu vă bănuiesc de șpagă. Nu. Mai curând vă bănuiesc de incompetență. Și dumneavoastră sunteți cel ce a spus foarte clar, limpede, curat și cinstit. Trebuie privatizat totul în România, a spus Varujan Vosganian. Și a fost întrebat de ce. Iar răspunsul lui a venit ca o lovitură de ciocan. Pentru că statul este incompetent. Păi domnule Varujan Vosganian, statul n-a fost decât dumneavoastră și colegii dumneavoastră de 23 de ani. De 23 de ani dumneavoastră și colegii dumneavoastră, mafia politică, conduceți această țară în mod incompetent, e adevărat. Dar eu vă întreb un lucru. Dacă părinții sunt răi, trebuie omorât copilul sau schimbați părinții?
Eu zic că dacă sunteți incompetenți, voi cei ce conduceți statul român, nu trebuie să lichidăm industria românească, trebuie să schimbăm conducătorii. Conducătorii statului trebuie să fie profesioniști, trebuie să fie competenți, trebuie să fie mai ales morali cinstiți. Și cu asta am terminat și cu maestrii Vosganian și Videanu. Trecem la a patra știre, care zice așa: președintele Senatului Crin Antonescu a declarat marți, la finalul întrevederii cu ministrul adjunct de externe al statului Israel, Zeev Elkin, că România se va afla în prima linie a unei formule de intervenție în Siria atunci când acest lucru se va decide de către SUA și aliați. Ia o zis, frate. Marele președinte Crin Antonescu a trecut brusc de partea Occidentului. Marele președinte Crin Antonescu a devenit prietenul Americii și a Occidentului. De unde până acum spunea că pe noi nu ne interesează Occidentul, că Occidentul nu vrea binele României, că Occidentul o fi șopății, de unde toate cancelariile vest-europene îl percep ca un antioccidental, brusc Crin Antonescu devine marele prieten al Americii și a aliaților. Dar de ce oare o face? Să-și fi dat seama în sfârșit că nu poți să ajungi președintele României fără să semnezi cu americanii? Să-și fi dat oare seama în sfârșit, Crin Antonescu, că nu poți, n-ai cum să devii președintele României dacă nu te faci prieten cu Israelul? Cred că da. Cred că și-a dat seama. Cred că a decis o schimbare de atitudine astfel încât să înceapă să aibă șanse măcar în ochii Occidentului, dacă nu și în ochii poporului. Dar această schimbare de atitudine nu face decât să-l arate ca pe un papagal, ca pe un oportunist, ca pe un om lipsit de scrupule și de orice fel de bun simț. Cum să te arunci tu să faci astfel de afirmații că ești de acord cu intervenții armate, cu război, cu crime, cu copii și femei și bătrâni morți, doar pentru ca tu să fii mai bine văzut și să primești ok-ul pentru a putea deveni președintele României? Cum poate să fie un om atât de lipsit de scrupule încât să calce peste cadavre numai să-și atingă scopul de preamărire, acela de a deveni președinte? Ăsta este Crin Antonescu. Marele jucător de poker, marele profesor de istorie, marele om de cultură, Crin Antonescu, pe care când îl auzi vorbind, nu poți să ai decât o singură reacție. Lehamitea. O să discutăm despre problema Siriei și a războiului din Siria, despre oportunitatea unui astfel de conflict, despre motivele mai ales care stau în spatele intervenției americane, într-una din emisiunile de la Meritocrația de la sfârșitul acestei săptămâni. Acum trecem mai departe la punctul 5. Știrea numărul 5 de astăzi este următoarea. Proiect de rezoluție în Senatul SUA. Atac militar de 90 de zile în Siria. Asta înseamnă că războiul este foarte aproape. Înseamnă că Siria va fi bombardată, înseamnă că Siria va păți ceea ce a pățit Libia, ce a pățit Irakul, ce a pățit Afganistanul. Ce a pățit chiar și Egiptul, am putea spune, cu toate că în Egipt nu este aceeași situație, americanii încă nu bombardează Egiptul. Americanii încă speră să pună mâna pe Egipt cu ajutorul poporului. Dacă nu va reuși Statele Unite să pună mâna pe Egipt prin lovituri de stat și prin mafie politică, cu siguranță se va ajunge și acolo la rachete americane. Dar nu vă dă nimic de gândit ce se întâmplă în ultimii 10 ani, dragi concetățeni. Cum e posibil ca o țară în secolul 21 să atace Afganistanul, Irakul, Egiptul, o sumedenie de țări, să le bombardeze, nu mai vorbesc de Serbia, doar pe fel de fel de motive inventate, cum a fost pretextul inventat cu armamentul nuclear al lui Saddam Hussein, cu nerespectarea drepturilor omului și așa mai departe.
Statele Unite, sub pretextul respectării drepturilor omului, omoară mii de oameni nevinovați în bombardamente cu un singur scop, de fapt. Acela de a pune mâna pe sfere de influență, a lua sub dominație acele țări care până la acest moment nu erau în sfera lor de influență. Se duce astăzi un război extraordinar pe sfere de influență între Statele Unite și China. China încearcă să acapareze sfere de influență pe cale diplomatică și economică, iar Statele Unite, pentru că nu mai au astfel de instrumente, încearcă să o facă pe cale armată. Sigur că da, este în interesul Statelor Unite, pentru că are o industrie, o economie bazată pe industrie de război. Toți oamenii, toți stăpânii Americii sunt oameni adânc implicați în industria de armament și au doar de profitat, din punct de vedere economic, de orice conflict armat la care participă Armata Statelor Unite. Ăsta este adevărul și trebuie să-l știți. Eu nu sunt nici pro, nici anti-american. Pur și simplu, doar gândesc și trag concluzii după ceea ce văd. Trecem acum la ultima știre a zilei de astăzi, și anume faptul că Olt-Chimul este din nou în fierbere. Sute de angajați protestează astăzi la Olt-Chim și prefectul a fost adus cu forța la negocieri. E hazliu. Ce să facă săracul prefect la negocieri cu niște oameni care și-au pierdut pâinea? De ce s-a ajuns aici? Păi prefectul este de vină. Hai să ne gândim. Olt-Chimul, o societate, un combinat chimic care ar fi trebuit să fie și care ar fi fost în orice țară normală de pe planeta asta, un mare business, o mare afacere care să aducă venituri uriașe la bugetul statului. Statul român, prin reprezentanții ei politicienii, mafioți și corupți, a căpușat această firmă, ca și pe celelalte, ca și Sidex-ul, ca și toate celelalte, le-a căpușat până când au reușit să o facă doar piele și os. Au stors tot ce se putea stoarce din această întreprindere, fără să intereseze nici viitorul oamenilor acelora care își câștigau existența muncind în această fabrică, fără să intereseze viitorul orașului Râmnicu-Vâlcea, care depinde în procent foarte mare de acest combinat, fără să intereseze faptul că într-o bună zi vor da socoteală pentru tot ceea ce au furat. Un combinat chimic care până acum 10-15 ani era prosper și care producea plus valoare, a devenit în guvernarea PDL o ruină. De ce? Pentru că ăsta este sistemul. Sistemul este de tip mafiot, este de tip jaf și politicienii nu sunt mânați în luptă de nimic altceva decât de îmbogățire. În niciun caz nu o să întâlniți vreodată vreun politician care în mod sincer să-și dorească binele țării, binele poporului și un trai mai bun pentru voi cei mulți. Cu aceasta mă bucur că am ajuns cu bine la finalul emisiunii de astăzi, prima emisiune Actualitatea Românească, și vă spun la revedere, să ne vedem cu bine la emisiunea de mâine. Numai bine!